Dragii mei, dar Dumnezeu, am ajuns în săptămâna a cincea, în care s-a rostit canonul cel mare a Sfântului Andrei Crăteanu, luându-l ca pildă de viață, ca și cel ce a trecut din moartea păcatului la învierea virtuții, dar auzind și pilda vieții Sfintei Maria Egipteanca, care a avut în viața ei, să-i spunem, un clic în fața crucii Mântuitorului Iisus Hristos, prin care putem observa că s-a întors, s-a convertit, a trăit acel metanus, acea întoarcere a minții spre Dumnezeu, și-a dus o viață de post, de rugăciune, de asceză, având mereu și mereu chipul Mântuitorului Iisus Hristos de pe cruce, dar și mormântul Învierii, precum și ajutorul Maicii Domnului. Despre seara aceasta am putea să punctăm câteva lucruri. În primul rând, putem spune că acest canon modifică destul de bine și considerabil ritmul duhovnicesc a celor ce se vor întâmpla de acum înainte, alături fiind și denia din vinerea din săptămâna cincea cu acatistul Bune Vestiri. Apoi trebuie să facem referință asupra faptului că un teolog, Karabinos, și un istoric, de fapt, socotește că această comemorare a fost, de fapt, dată mai mult unui fapt istoric din vremea anilor 790, când Constantinopol a fost salvat de la un cutremur prin rugăciunile și canonul Sfântului Andrei Crăteanu. Dar putem spune că lucrarea aceasta nu e atât de esențială cât faptul că s-a rostit și în seara aceasta și de atunci înainte canonul fiind o capodoperă a căinței, a pocăinței, care ne aduce aminte de faptele istorice din Vechiul Testament, Avraam, Isaac, Iacob, de Moise, de Ilie, de Daniel în groapa cu lei. Și aici aș dori să punctez, citind Daniel, capitolul 6, că în fiecare noapte se trezea de 3 ori și își făcea alese rugăciuni, fiind în robia din Babilon, ceea ce a devenit și pentru noi un exemplu că atunci când noaptea ne trezim, să nu stăm speriați în întunericul nopții, ci dimpotrivă să ne luminăm cu rugăciunea lui Iisus: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Experimentați această rugăciune și o să vedeți că după 9 sau 10 ori de a rosti sau preasfântă Născătoare Dumnezeu, lucrurile reintră în normalul lor. De asemenea, putem spune despre acest canon că în triodul Atonit, în secolul 10, se prescrie că el a fost spus în zi de miercuri, dar și faptul că și în săptămâna 5-a, ca și în prima săptămână din post, el se rostea și în toată seara de luni până sâmbătă. El a fost compus, după cum știți, de Sfântul Andrei Crăteanu, monah de la Sfântul Sava, cei care au fost la Ierusalim și care ați avut amintire despre lucrarea aceasta, la Mănăstirea Sfântul Sava, nu departe de Ierusalim. Sfântul Andrei Crăteanu a fost arhiepiscop al Cretei și de bună seamă că acest canon redactat la sfârșitul vieții sale este o expresie, spun Sfinții Părinți, a experienței sale personale
a căderii în păcat și a întoarcerii. De aceea trebuie să îl considerăm pe Sfântul Andrei Criteanu ca mistagog, ca și învățător al căinței, al întoarcerii noastre către Dumnezeu. La origine, acest canon, această suită de rugăciuni a avut 250 de tropare. Vă dați seama ce bogăție de cântare și de asemenea de aducere aminte a celor ce au trăit în Vechiul Testament, în Noul Testament. Și aici aș putea să spun că multe lucruri care le-au reiterat aceste tropare ne aduce aminte de faptul că Mântuitorul Iisus Hristos a fost acel care a vindecat slăbănoci. Se face amintire despre gârbova, despre leproși, despre soaca lui Petru. Și aici aș putea să punctez o idee, faptul că această soacră, această mamă a lui Petru, de bună seamă că nu era prea bucuroasă pentru faptul că stâlpul familiei i-a fost luat cumva și dus de Mântuitorul Iisus Hristos pentru propovăduire, dar având de la Dumnezeu îngăduit această boală a frigurilor, Mântuitorul n-a ținut seama de opoziția ei, a intrat în casă, s-a atins de ea și frigul a lăsat-o și s-a sculat și a slujit lui Iisus. Este un exemplu și pentru noi și pentru cei care s-au vindecat de diferite boli și se vor vindeca chiar și de boala ce bântuie astăzi lumea. Ce trebuie să facă oamenii aceștia și înainte de a fi bolnavi și după aceea să se trezească, să se ridice și să-i slujească lui Iisus. Trebuie spus de asemenea un lucru important, că s-a rostit de peste 1000 de ori acel stih, miluiește-mă Dumnezeule, miluiește-mă, și dacă ne aducem aminte de locul unde există cu adevărat teocrație, și anume în muntele Athos, acolo călugării la fiecare acest stih fac câte o mătanie. Deci vă dați seama, timp de 3 ore, poate și mai mult cât se face această priveghere la Sfântul Munte, și în unele mănăstiri care țin de lucrarea duhovnicească a Sfântului Munte, călugării acolo și în alte locuri chiar și măicuțele au făcut o mulțime de mătănii și pentru ele cât și pentru noi, rostind aceste cuvinte, miluiește-mă Dumnezeule, miluiește-mă, aducându-ne aminte și de ce a spus, iată și Vameșul când a intrat în templu, Dumnezeule milostivi mie păcătosului. După aceea ne gândim la un alt sinaxar al lui Nechifor Calist, care se referă la canonul cel mare, îl amintește și faptul că viața Sfintei Maria Egipteanca se citește acum pentru ca cei care își aduc aminte de păcatele lor îi face ca să nu cadă în deznădejde, să câștige curaj și încredere în puterea de căință. Într-adevăr și la Sfinții Părinți găsim faptul că dacă ne întoarcem la Dumnezeu, începem să-L ascultăm pe Dumnezeu, să-I împlinim voia, să-I împlinim poruncile și pe măsura aceasta și Dumnezeu ne împlinește voia noastră. Dar dacă noi știm voia Dumnezeu, voia noastră nu poate fi decât voia lui Dumnezeu. Când privește compoziția canonului, se constată fiecare odă care aproximativ aceeași structură, are un irmos repetat de două ori, unul repetat de asemenea cu câteva tropare cu caracter general despre căință și un grup de tropare care evocă personajele din Vechiul sau din Noul Testament, din Sfânta Evanghelie mai ales, în care se arată că și puterea căinței este aceea care iartă păcatele și bineînțeles că aici aș adăuga un lucru, atunci dacă, iată, pe orizontală greșim față de aproapele și găsim un proces uman, să zic, ne dăm proces 2, 3 ani, 10 ani pentru o faptă pe care nu ne iartă. Cât de simplu este înaintea lui Dumnezeu. Venim cu păcatele noastre, ne mărturisim, ne pare rău, ne gândim că nu le vom mai face și printr-o dezlegare pe care o face Dumnezeu prin mâna preotului,
iată că Dumnezeu ne iartă, nu ne târăște în diferite procese, ne luăm acest canon că nu-L vom face păcatul, de asemenea mergem plini de entuziasm, de optimism, negârboviți de robia păcatului prin taina spovedaniei. Cât de frumos spune în canon, pe toți din legea veche i-am adus ție suflete spre pildă, urmează faptelor iubite de Dumnezeu, ale dreptilor și fugi de păcatele celor ticăloși. Adus-mi aminte suflete de Moise, de facerea lumii, de toată Scriptura cea așezată, de acelea pe care îți povestește ție și care sunt pomeniți ție cei drepți și pentru cei nedrepți, dintre care celor de-al doilea, adică celor nedrepți, ai urmat-o suflete păcăduindu-i lui Dumnezeu, iar nu celor din tâi. Sufletul trebuie să se identifice cu Dumnezeu și atunci în această identificare am văzut în acest canon, trebuie să ne gândim ce s-ar întâmpla dacă Dumnezeu, dacă Mântuitorul Iisus Hristos, într-o situație sau alta, ar fi în locul nostru, a fiecăruia dintre noi. Ce atitudine și ce măsuri ar lua. Legea a slăbit, Evanghelia nu mai lucrează, pe toată Scriptura nu mai este băgată în seamă, profeții au slăbit, nu mai sunt ascultați și tot cuvântul celui drept a slăbit și rănile tale, sufletul meu, s-a mulțit nefiind doctor care să te însănătoșeze. Nu cei ce ascultă legea sunt drepți înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce fac legea sunt numiți drepți, spune Sfântul Apostol Pavel. Iată, în această perioadă apostolului a suferit diferite ispite, mai ales pentru faptul că peste poporul nostru s-a bătut și această boală și atunci n-am putut să fim în mod văzut aici, în cadrul bisericii, la acest canon. Dar în mod nevăzut, oamenii au fost prezenți tocmai prin faptul că acele pomenici ale lor, ca ctitori, ca binefăcători, pomenici anuale, au fost puse și au fost citite în cadrul serii acestea atât de minunată, atât de frumoasă, pentru că în el, în seara aceasta, în canon, s-a pomenit și de sângele și de trupul Mântuitorului Iisus Hristos, când se spune, sângele ce din coasta ta să-mi fie mie scăldătoare, băutură și apa iertării ce a izvorât, ca să mă curățesc cu amândouă, ungându-mă și bând, iar ca ungere și băutură cuvinte să-mi fie mie cuvintele tale, cele de viață făcătoare. Este foarte interesant cum se încheie acest canon, dându-ne nouă speranță, dându-ne nouă bucurie a convertirii, a întoarcerii minții la Dumnezeu, a căinței. Și anume, prin faptul acesta, ne putem apropia de trupul și sângele Domnului, despre care, mai ales despre sângele Domnului, spune Sfântul Ioan Evanghelistul, că ne curățește de tot păcatul. Și în acest fel, să folosim timpul în favoarea virtuții, urmând acelor pilde pe care le-am văzut și le-am auzit și cei poate care au fost atenți. De asemenea, pe programele Trinitas, la radio sau la televiziune, vor asculta și vor trăi cele spuse în canonul cel mare a Sfântului Andrei Criteanu, avându-i pilde și pe cei din Sfânta Scriptură, dar iată și pe cei ce au urmat pildelor pozitive Mântuitorului Iisus Hristos. Să ieșim din gârbovirea păcatului, de asemenea din lepra acestuia, să încercăm să urmăm lui Hristos și chemării sale, veniți la mine voi toți și osteniți și împovărați și eu vă voi odihni pe voi. Amin.